Așa. Ce arzi e? Desu și mănânță. Nu pot o privi în informația. Zici că... Ok. Vrea să păcălească divinitatea? Cum? N-ai nonsens. Dar mă rog, acolo ești. Încearcă să păcălească divinitatea, să o aducă pe Camila la tron, să-i aburească mințile și ei și la toată lumea din jur. Și, de fapt, pentru că s-a întâmplat triunghiul Charles Kate William. Și vrea să o facă pe Kate regină prin fiul ei, ca și cum. Ia să stea la o parte și să fie în triunghiul acesta minunat, amoroso, sport jersey. Da? Dar nu poți să păcălești și trebuie să treci prin focul cunoașterii, sfârșitor, care cuvânt încă mai e, focul arderii, prin focul curățitor. Ok. Acolo. Acolo. Da. Sunt disgrațioasă, dar sunt flămândă. Da, acolo. Și lumea azi e tot în ziua de ieri și tu știi unde ești. Și vezi mai departe de prin ce treci. Tu n-ai treabă. Magul n-are treabă, dar trebuie să aibă o treabă pe bune. Ăsta e rolul. Joci pe bune, intri sub pielea inamicului, da. Sub pielea a ce îi se întâmplă. Altfel nu poți să deslușești și să lămurești. E ca și cum schimbi rolul un pic. Te bagi în situație. Acolo e. Să vedem ce se întâmplă mai departe. Zici că sunt prezentatorul de la ce se întâmplă la Casa Regală. Știi cum se întâmplă și după aia se scrie biografia. Nu. Se scrie biografia și se întâmplă lucrurile. Ai sărit unde invers. Pentru că poți. Despre asta e. Despre asta.